Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. M-am gândit la un challenge foarte, foarte mișto. O să încerc astăzi să mănânc un borcan de Nutella. Mie îmi place Nutella foarte, foarte mult. Nu știu dacă o să reușesc. Hai să vedem dacă reușim. Hai să vedem. Începem challenge-ul, da? Hai să vedem. Sper să nu vă mit după challenge-ul ăsta și sper să mai fiu în stare mâine să fac live-uri. Ce bun! Și am mâncat numai 3 linguri. Mamă, parcă cu clătite altfel. Mi-a spus că nu pot să vorbesc. Am aici un sfert, n-am mâncat. Îmi se lipește de dinți. Mamă, cum mi se lipește de dinți. Eu consider că asta e un challenge foarte, foarte greu. Nu știam că o să fie așa de greu și abia am mâncat 4 linguri. Hai de capul. Cred că pe pâine ar fi mai ușor challenge-ul ăsta. Dar nu mai pot. Mamă! Cred că după borcanul ăsta, dacă reușesc să fac challenge-ul, nu o să mai mănânc Nutella niciodată. Dar ce nu fac eu pentru cariera mea de YouTube? Pun 10 kg pe mine. Vai de capul meu. Mamă. Pot pe mine. Uai. E nașpa că ți se lipește de dinți. Mai am? Dar pe lângă vreo e numai jumătate de borcan, cred. Bă, îmi place ciocolata la de budie, dar... Măcar acum vă dați seama că nu-s genul care ține la siluetă. Nu mănânc foarte mult. Dacă nu ți-ar lipi pe dinți, ar fi așa de ușor. Mamă, nu se lipește pe dinți. Cred că mai ușor ar fi să mănânc două ciocolăți întregi de la Milka. Aoleo! Bă, să încercați și voi să mâncați jumătate de borcan de Nutella, că vomitați după. Am mai văzut challenge-uri de genul pe YouTube, dar... nu știu cât de reale sunt.
Chiar e greu. Vă zic sincer, încercați și voi să vedeți ce greu e. Mă duc și bea o liguriță bica. Am luat o liguriță bica cu bac, că e mai ușor. Nu mai trebuie să mai mușc. Mi-am jumătate de borcan. Sper să nu vomit. Ba. Chiar e horror de greu. Eu mă gândeam că o să reușesc easy. Am jumătate de borcan. Hai, capul meu. Avem o gură de apă. E greu că se lipește de toată gura, de dinți. Vai. Deja am urat de stomacul. Scuzați-mi fața, dar o să vă dați și voi seama după două liguri bar de Nutella că e foarte scârbos. Mega scârbos. Acum parcă regret că m-am pus să fac challenge-ul ăsta. Bă, deci mai abucă câteva ligurițe. Bă, sincer, s-a făcut rău. Care stomacul? Uitați aici, mai am câteva ligurițe. Sper să se vadă bine. Dacă o scot pe toată ca să vedeți cam cât e. Cam atâta. După aia ar fi bolcanul gol. Aproape gol. Dar nu mai pot. Deci e scârbos. Vai de capul meu. Nu, deci pe bune, să încercați și voi măcar două linguri mari să mâncați și să vedeți după aia cum vi se lipește pe dinți. Super mega scârbos la un moment dat. Și cam asta a fost cu videoclipul ăsta. Nu am chef să mănânc chiar tot ca să vomit după aia pe video sau să vomit după ce închid videoclipul. Dacă v-a plăcut acest videoclip, sper să lăsați un like și dacă strângem 1000 de like-uri, o să facem challenge-uri nebune. Poate nu așa nebun ca borcanul ăsta de Nutella, că deja e prea scârbos, deja îmi vine să vomit. Dar cel mai tare ar fi dacă ați lăsat și comentarii cu ce ați vrea să vedeți. De exemplu, Anca mănâncă pizza cu Nutella, Anca mănâncă salam cu ciocolată.
chestii de genul. Chiar m-ar interesa dacă v-a plăcut și chiar aș mai fi în stare să mai fac videoclipuri de genul. Deci mie chiar îmi plac, dar deja mi s-a făcut rău, sincer vă zic. Vă arăt încă o dată borcarul, deci mai avea încă o ligură din asta mare, mare, mare de Nutella. În rest ar fi borcarul gata, aproape gata, dar nu mai pot. Deci vă pup